ferească, de Doamne ajută! De 25 de ani de slujire în cadrul Bisericii cu hramul Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, a unui obiect de patrimoniu deosebit și ne referim la tetra evanghelie miniat și caligrafiat de către Romorantul Spiridon la Putna și care a fost dăruit în anul 1502 de către domnitorul Ștefan cel Mare, curții sale din Piatra Neamț, Bisericii Sfântului Ioan Domnesc. Iată de ce, printr-un demers deosebit, cu acceptul Muzeului Național de Istoria României, cu sprijinul Serviciului Național al Arhivelor de la Piatra Neamț, cu sprijinul unor colecționari locali, și ne referim aici la colecționarul Lorel Nicolau, cu sprijinul protopopiatului Piatra Neamț și a parohiei Sfântului Ioan Domnesc, beneficiind de aportul financiar al Consiliului Județean Neamț, iată că astăzi suntem onorați să avem alături de noi pe cei care, asemeni domnitorului, au venit să facă cinste și să binecuvânteze această urbe care face cinste tuturor locuitorilor săi. Thank you.
Haideți, aplauze puternice pentru
acești micuți extraordinari. În aplauzele dumneavoastră, grupul vocal Floare de Colț, Georgiana Șerban Axile. Ce tare se... Ia, ce la culoare de acolo? Energia frumoasă pe care ne-o transmiteți. Mulțumim! Nu vreau să vă cântăm. Când mă pot să visez așa, mă ascult.
aplauze la voi. Să vă